ocupare de vreo 2 ani de zile, iertați-mă, eu chiar nu particip la discuția asta cu dumneavoastră pe tema Băsescu, că nu e tema acestei emisiuni. Eu... Înțelegeți? Să mă arăt capabil să răspund la întrebările dumneavoastră, ceea ce nu e ușor, pot să încerc, dar dacă mă lăsați. Păi, acum vă ascult. Mulțumesc. Întâi și întâi, deci să ne calmăm când discutăm de arme, care pot provoca atât de mari distrugeri. Sau pot împiedica. Întâi și întâi să spun că nu sunt dintre acei politicieni care se pretind că se pricep la toate, n-am avut nici acum pretenția aceasta, tocmai de aceea am și spus, enunțând posibilul sau probabilul punct de vedere al partidului, că el, sau punctul meu de vedere în acest moment, a fost formulat în urma consultării, am citat doar 2 oameni, nu i-am citat pe toți, cu oameni care se pricep la aceste lucruri. Și în dimensiunea lor militară, și în dimensiunea lor politică, și în dimensiunea lor strategică. Fără îndoială că domnul Iaru, punând problema ofertelor, alegerii, are dreptate, pentru că există și o componentă, dacă vreți, comercială, pe care domnia s-a evocat-o în principal. Noi, ca să vă răspund acum la întrebare, eu nu am făcut un atac la adresa acestui CSAT sau pe această speță. Eu am vorbit despre modul în care de ani de zile și sub diferiți președinți și guverne, această instituție se comportă. Dar când era PNL în CSAT prin ministrii săi, n-am auzit PNL spunând, domnule, în instituția asta în care noi intrăm în fiecare zi de dimineața până seara prin ministrii noștri, acolo avem o problemă de transparență. Nu, stați puțin, că nu e o problemă de partid. Deci n-am lansat o acuzație în numele partidului împotriva altui partid. Sunt de acord cu dumneavoastră, eu am spus un lucru în nume personal, în care cred și despre care cred că am dreptul să vorbesc. Mi-aș permite să intervin cu mesajul unui telespectator. O întrebare pentru dumneavoastră, domnule Antonescu, da. De la Ionel. Un prieten m-a întrebat următoarele. Oare guvernul realizează că în familia mea de 5 persoane bugetare, eu, soția și 3 părinți pensionari prin tăieri, pierdem foarte mult. Suntem acum practic condamnați la moarte. Foame, frig și pe asta își asumă guvernul toată chestiunea, dacă nu ies lucrurile bine și asumă guvernul Boc că eu nu am libertatea de a consuma și sunt condamnat la moarte, dumneavoastră ce ziceți? E sigur că m-am gândit de vreme ce probabil telespectatorul dumneavoastră cunoaște poziția mea, a partidului pe care o conduc, față de cele ce conține angajarea de răspundere a premierului Boc. Votăm o moțiune de cenzură, suntem gata să atacăm și la Curtea Constituțională, deși aici deja este un alt aspect, și am propus și am susținut, susțin și acum cu fermitate, că existau alte soluții. Atunci când spun că din punctul meu de vedere nu e bine și nu e corect să amestecăm cele două teme, tocmai o spun pentru că există alte resurse, există alte miliarde de euro care pot fi tăiate nu de la pensii și salarii, dar acelea nu sunt în cheltuielile de înzestrare, de apărare sau în cheltuielile cu un astfel de orizont. Eu, populist, nu sunt și dacă nu ar fi existat altă soluție decât ceea ce face acum Traian Băsescu cu guvernul său, vă asigur că aș fi spus, da, nu există altă soluție. Nu e o chestiune. Eu am fost, știți ce se întâmplă? Eu am fost într-un guvern, chiar membru într-un guvern, în 99 și mi-aduc aminte și acum, ceea ce puțin românii și-aduc aminte, că datorită unei politici, unei poziții adoptate atunci de președintele Constantinescu și de guvernul din epocă, la vremea dramatică a bombardării Belgradului în ziua de Paște, poate că datorită acelei poziții România a ajuns în NATO. La momentul ăla, partidul de opoziție condus de Ion Iliescu și de Adrian Năstase, amândoi, unul fost șef de stat, unul ministru de externe, care știau foarte bine și care probabil fiind la putere ar fi făcut la fel, au exploatat la maximum din punct de vedere politic, în mod populist, acest lucru și au câștigat niște alegeri. Domnul Antonescu, dar eu n-am să fac ați vorbit asta. De guverne trecute, de decizii din trecut și ați vorbit și de achiziții publice și e creat acest spațiu de dezbatere în care se spune mai mereu că achizițiile publice sunt făcute în vremea PDL-ului fără cap și așa mai departe. Hot News astăzi ne-a dat un exemplu absolut uluitor, le spuneam celor care se uită la noi. E vorba de primul contract din lume acordat unei companii care la data câștigării licitației nu exista. Pur și simplu nu exista, nu era înregistrată la Registrul Comerțului. Data Palagăzdă... lansat de Hot News, de site-ul pe care îl reprezint aici, un articol scris de colegii mei Dragoș Bone și Atila Biro, ei au lucrat la acest material, care în esență spune o poveste scurtă, avem povestea, halucinantă. Avem povestea, Dan Tapalagă, haideți să o urmărim împreună cu toți.
Compania de autostrăzi și-a întâlnit în februarie 2007 fericirea pe Escott Engineering Services SRL. Relația lor a fost încununată de câștigarea unui contract de consultanță de peste 3 milioane de euro, finanțat dintr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiții. Hot News a văzut însă bârna din drumul românesc. Firma a fost înființată în 9 octombrie 2006, la 4 luni după ce au început procedurile de licitație și la 6 zile după ce compania a depus oferta cu care a câștigat licitația. Oricum, Escott Engineering era deja în pole position în cursa pentru cele 3 milioane de euro, doi dintre acționari fiind și angajații ai companiei de autostrăzi în timp ce se derula licitația. Dragostea e oarbă, așa că nimeni n-a observat că oferta firmei, târziu înființate, era cu 500.000 de euro mai mare decât a competitorului. A câștigat însă puncte în ochii companiei de autostrăzi prin oferta tehnică. Faptul că nu avea niciun angajat și un capital social de 210 lei n-a deranjat iarăși pe nimeni. Cei trei englezi de la Escott Engineering au câștigat licitația și au fixat salarii de 24.000 de euro pe lună și au trăit fericiți pe drumurile românești. Știu că este o licitație publică, dar contractul este confidențial. Nu pot să vă dau detalii, trebuie să-mi consult asociații. Pot să vă spun că acest contract este legal. A fost încheiat pe baza unor proceduri legale și a fost încheiat după ce agenția care l-a finanțat, Banca Europeană de Investiții, a transmis că nu are niciun fel de obiecție. A declarat pentru Hot News 2 James Nedden, administratorul Escott Engineering. Detalii nu a avut nici Florin Goruneanu, fost președinte al Comisiei de Licitație care a atribuit contractul. Eu am fost pus la această comisie exact când am venit la compania de autostrăzi. Nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat exact. Oricum, procedurile de licitație erau demarate înainte să vin eu și problema e a celor care au făcut caietul de sarcini și cei care au verificat documentele. Dacă s-a întâmplat așa cum povestiți dumneavoastră, sigur e grav. Avem și un comunicat al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri. De aici reiese că la o licitație se poate înscrie o persoană fizică sau o persoană juridică. Aici semnele de întrebare, dacă îmi permiteți, le-aș condensa puțin. Compania de autostrăzi spune da, poate participa la o licitație și un grup de persoane fizice, asta spune directiva europeană, e argumentul folosit de Compania Națională de Autostrăzi. Însă ce nu înțelegem în continuare la Hot News e următorul lucru. Cum poate un grup de persoane fizice care participă la o licitație să participe, atenție, în paranteză fie spus, ei fiind foști angajați, manageri ai companiei pe un contract de consultanță. Oameni, deci acești oameni dădeau consultanță pentru compania de autostrăzi, tot ei participă în nume propriu, ca persoane fizice, la licitație, dar ghiciți ce? Nu câștigă ei licitația, ci o firmă pe care între timp o înființează ei. E ca și cum aș participa eu cu dumneavoastră la o licitație, nu câștigăm noi licitația, câștigă o firmă alta pe care o înființăm între timp. Și mai tem 3 milioane de euro. 3 milioane de euro fiind valoarea contractului. ANRMAP, în primul rând, și cred că și DNA ar trebui să dea niște răspunsuri în acest caz. A doua nelămurire e următoarea. De ce Ministerul Transporturilor, condus de Radu Berceanu, acest lucru s-a întâmplat pe vremea primului mandat al lui Radu Berceanu? Va să zic că în octombrie 2006, Radu Berceanu era Ministrul Transporturilor. Este și acum ministrul transporturilor. Cred că aveam nevoie. S-a început atunci și s-a încheiat acum? Nu. Încă nu s-a încheiat. ESL se derulează pe 4 ani, deci ar mai trebui să continue pentru încă un an de zile, până în 2011. Prin urmare, ce ne mire, reacția foarte blândă, inexistentă, de fapt, a Ministerului Transporturilor. Ne-ar fi așteptat să anunțe o comisie de anchetă. Așa e firesc. Nu ai un asemenea caz. Tu, minister, vrei să știi ce se întâmplă și, domnule Antonescu, nu scăpați, îmi pare rău. Am înțeles, în perioada guvernării liberale, să... timp de 2 ani de zile... Trei miniștri nu și-au făcut datoria liberal. În acest guvern. Așteptam... Când mi-ați spus că nu scap, îmi făceam foarte repede procesam, dacă am fost ministru la transporturi. Nu, era bine, doar la sport. Era bine să aflăm, pe vremea domnului Orban, că acolo e o problemă. Orice ministru când prea un minister face un audit, vrea să știe ce contracte moștenește. Să înțeleg că era cenzura atât de severă că nu puteați mișca pe vremea domnului Orban? Cine v-a împiedicat? Ne așteptam ca domnul Orban, să vorbim foarte serios, să afle de chestiunea asta, să spună, domnule, nu e în regulă, avem acolo o problemă, n-a făcut-o, domnule Antonescu. Prin urmare, ce spun eu, e că dacă ar exista și o complicitate mai sus de funcționărașii ăștia, mă tem că o găsim la vârful PDL și la vârful PSD, prin PNL, iertați-mă.